trei evenimente rutiere s-au produs pe raza județului la acest sfârșit de săptămână, în urma cărora 7 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, primul eveniment rutier s-a produs vineri 11 martie pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiu. Poliția a fost sesizată în acest caz de către personalul medical de la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului din Salău despre faptul că la ora 16:48 de minute s-a prezentat la urgența spitalului un copil de 11 ani, victima unui accident de circulație. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul biroului rutier, s-a stabilit faptul că în jurul orei 13:30 minorul s-a angajat în traversarea părții carosabile pe culoarea roșie a semaforului electric, în fugă și fără să se asigure, fiind accidentat grav de un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din Salău. După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei fără înconvințarea poliției, fiind identificat în jurul orei 18. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului faptei fără înconvințarea poliției. Ultimul eveniment rutier s-a produs în localitatea Mălădia la ora 11:20. Un clujan de 34 de ani se deplasa cu bicicleta prin localitatea menționată, iar la un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, accidentându-se grav. Victima a fost transportată la Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei. Pentru a preveni implicarea dumneavoastră în evenimente rutiere și pentru o deplasare în condiții de siguranță, se impune să cunoaște și să respectați normele rutiere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule, să nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice și să adoptați o manieră calmă în conducere.